Salutare, salutare! Este următoarea zi din incursiunea în Hunedoara. Este o zi foarte călduroasă. Este târziu, e deja după amiază când încep această filmare aici. Dar eu deja am făcut multe astăzi. Însă n-am luat motocicleta, am explorat pe jos fiind un oraș micuț. Și vreau să vă spun impresiile mele despre Hunedoara de până acum. Hunedoara este un oraș foarte micuț. Este un oraș cu 50-60 de mii de locuitori. Însă, este un oraș foarte bine organizat, care m-a surprins într-un mod foarte plăcut. Îl compar invariabil cu Călărașul, pentru că sunt cam de aceeași dimensiune. Și față de Călăraș mi se pare mult, mult, mult mai dezvoltat. Este foarte curat, îmi plac foarte mult oamenii, sunt de treabă peste tot, pe unde am întrebat ceva, pe unde am avut nevoie de ceva, la magazin, mi s-a răspuns cu zâmbet, cu calm, cu... Foarte, foarte ok am fost tratat. Și îmi place foarte mult pentru că este un oraș viu. Seara au o alee centrală pietonală unde încă n-am apucat să filmez, nu știu dacă o să apuc în seara asta, pentru că e destul de aglomerată și nu vreau să fiu ăla ciudată cu camera pe acolo. Dar este foarte, foarte activ. Pietonala respectivă e plină de restaurante, de localuri, de baruri. Și joi seara la ora 10-11 încă era plin de oameni, ceea ce m-a lăsat foarte, foarte plăcut surprins. Cât despre ziua de astăzi, am vizitat Muzeul Trenulețelor, care este la parterul unui bloc comunist. Din aparență nu e, sau la prima vedere nu pare ceva extraordinar, însă vă asigur că este foarte, foarte tare. Este dedicat în memoria unui fost pilot de raliuri hunedorean, care înțeleg că din anii 80 până în anii 2000 a participat la foarte, foarte multe campionate de raliu, unde a și câștigat de multe ori. A fost, din ce înțeleg eu, așa din scurta istorie pe care am citit-o despre viața lui pe diagonală în cadrul muzeului, a fost un competitor de seamă al lui Titi Aur, deci la nivelul ăla ne referim. Și omul a fost, mă rog, dedicat acestei vieți de automobilism, de curse, de toată zona asta și, evident, pe parcursul vieții, fiind în lumea asta, a tot strâns foarte, foarte multe obiecte din categoria machete, mașinuțe, tot felul de lucruri de genul ăsta, care sunt expuse acum la acest muzeu. Și pe lângă astea, piesa centrală, aș spune așa, sunt machetele de trenulețe și dioramele, care sunt extraordinar de frumoase și de detaliate. Deci, efectiv, ai putea, deci nu e un muzeu mare, este un muzeu de mici dimensiuni, cât un apartament cu trei camere, să zic așa, un apartament cu trei camere spațios. Dar sunt atât de detaliate dioramele respective încât te poți pierde cu orele pe acolo analizând fiecare chestiuță mică. Probabil că acum deja urmăriți cadrele de acolo. Deci am apucat să filmez așa un pic cu camera și cu telefonul. Doamna respectivă nu-mi da seama dacă este soția răposatului sau pur și simplu angajată, însă a fost extraordinar de treabă, mi-a vorbit, mi-a explicat niște chestii, mi-a arătat, mi-a dat niște indicații, am vorbit despre partea tehnică, un pic cum funcționează, foarte interesant, foarte, foarte interesant. Iar mai departe am fost tot pe jos, pentru că distanța nu era mare, nu avea rost să-mi iau echipamentul pe mine și să mă chinui cu motocicleta. Am fost la Castelul Corvinilor, care evident este nestemata orașului și punctul turistic, atracția centrală. Ce să zic, foarte mulți turiști, însă foarte, foarte tare castelul, e senzațional. Are foarte multe camere pe care le poți vedea, sunt într-adevăr destul de goale majoritatea dintre ele, dar... te transportă cumva în timpul ăla. Este un castel vechi de la
anii 1400 construit, totuși este ceva... Și îmbinarea de stiluri, faptul că s-a trecut pe parcursul anilor, la castel au mai fost adăugate bucăți, corpuri și au fost construite în stilul timpului în care acestea se aflau, adică dacă a început cu gotic, mai departe au venit și influențe din astea renascentiste, de la arcade gotice s-au trecut la arcade mai rotunjite, mai simetrice. Foarte interesant, foarte frumos. Am apucat să văd și o expoziție de artă în cadrul castelului și ce mi-a plăcut foarte, foarte mult este faptul că erau câțiva oameni, probabil localnici, care erau îmbrăcați în stilul medieval, să zicem, iar unul dintre ei cânta și la instrumente din astea medievale și atmosfera era exact ce trebuie. Te transporta, așa cum zici mai devreme, te transporta în perioada respectivă din nou. Adică muzica făcea totul să fie și mai palpabil, mai real. Da, și acum ne îndreptăm către motel Cinciș, unde înțeleg că e un lac foarte frumos, un motel special. Și acest motel înțeleg că are mâncare foarte, foarte bună și un view frumos asupra lacului. Și am zis, de ce nu? Un prânz târziu merită. Merită încercat și așa nu am idei foarte multe despre mâncare. Apropo, am descoperit pe centru vechi pietonal, centru vechi, nu știu neapărat că e vechi, dar centru pietonal am descoperit un local de fast food, Cosmin, nu știu exact cum, nu am ținut minte, probabil îl cheamă Cosmin pe proprietar, dar foarte bună mâncarea de acolo, mi-a plăcut mult, mult de tot. În special hamburgerul de șnițel de pui e ce trebuie. Ia să vedem, avem un kilometru. Îmi place foarte mult zona. Deci e mai bine decât mă așteptam. Așa că e o plimbare pe care nu am cum să o regret. Uitați-vă și voi ce drumuri, ce locuri. Când mai și unde mai ajungeam eu să mai văd așa ceva. Din spatele calculatorului de la mine de acolo. Atâta că e foarte, foarte cald. Am nimerit niște zile din astea cu temperaturi de 30 de grade și este oribil să mergi în echipament pe oriunde. Asta este singura chestie neplăcută. Altfel, totul e minunat. Până și cazarea am nimerit-o foarte, foarte ok. Mi-am luat un booking din ăsta unde am absolut tot ce-mi trebuie. Deci nu-mi lipsește nimic. Și începe să se vadă lacul așa printre copaci. Nice. Îmi place că și tot drumul cumva e împrejmuit și la stânga și la dreapta de o vegetație dreaptă, așa tăiată parcă la dungă de autoturisme. Și ce am uitat să vă zic. De la atât am mers pe motocicletă ieri, am mers mult totuși. Am plecat pe la 10:30 și am ajuns, nu știu, la 7-8 seara. Mă doare gâtul. Casca e grea cu tot cu GoPro. Mă doare gâtul și mă doare și mâna asta stricată. Asta nu m-a întinsă și nu m-a dat strâns de ambreiaj. Mă dor mușchiuleții ai pumnului. Ia să vedem, domnule, ce este aici. Deloc.